La Schelei Băcăuan dezaprobă introducerea simulării examenului de bacalaureat la clasa 11-a. La începutul lunii martie, elevii de clasele a 11-a și a 12-a vor susține simularea bacului, cei din clasa 11-a fiind pentru prima dată supuși acestui tip de testare. Profesorii dezaprobă argumentat simularea examenelor de clasa 11-a. În primul rând, materia parcursă până acum de către elevii din penultimul an de liceu nu acoperă la matematică decât o treime din teza de la examenul de bacalaureat. Asta pentru că două treimi dintre subiectele de la BAC vor fi din materia nestudiată încă de către elevi. Astfel, rezultatul obținut de către elevii de clasa 11-a la simularea examenului la matematică este irelevant. În al doilea rând, elevii de clasa 11-a au doar o lună și jumătate la dispoziție pentru recapitularea materiei de clasa a 9-a și a 10-a. Din punctul meu de vedere, este o decizie un pic cam pripită, pentru că e foarte greu ca elevul de clasa 11 să fie bine pregătit pentru un examen de bacalaureat care, cel puțin la matematică, pentru că fiind profesor de matematică pot spune asta, se bazează foarte mult pe materia de 11 și a 12. Deci două treimi din subiectul de bacalaureat se bazează pe materia de 11 și a 12 și la ora actuală materia de 11 este pe jumătate parcursă. Să zicem că ei la un moment dat vor vedea că nivelul lor de cunoștințe, conform simulării care va fi dată, este unul scăzut sau alții vor vedea că este unul ridicat. Dar mi se pare irelevant, să vă explic de ce. La momentul acesta, subiectele care, să zicem, pot fi date ca subiecte la simularea de bacalaureat vor cuprinde, să zicem, a 9-a, a 10-a, a 11-a. Sunt lucruri din clasa 9-a și de a 10-a care, de exemplu, sunt uitate între a 11-a, o parte dintre ele. Și mă refer la primul subiect care ține de parte, eu știu, combinatoric, rezolvări efective de ecuații trigonometrice. Deci sunt multe subiecte pe care ei, chiar dacă nu reușesc să le rezolvi, nu înseamnă că nu au știut, ci înseamnă că neștiind că trebuie să pregătească efectiv, să-și facă cum fac cei de a clasa 12-a, să zicem, o recapitulare a noțiunilor, atunci e altceva. Când el se apleacă asupra noțiunilor, să le înțeleagă, să-și le readucă aminte și așa mai departe. Dacă introducerea simulării bacului la clasa a 11-a a avut un dublu obiectiv, doar unul va fi atins conform profesorilor. Cele două obiective propuse de minister au fost familiarizarea elevilor cu rigorile unui examen de bacalaureat și optimizarea rezultatelor obținute de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiilor liceale. Dascăli subliniază că doar simularea condițiilor de examen va fi posibilă, asta pentru că și elevii ar putea fi duși în eroare de rezultatele obținute la simulările din clasa 11-a, dat fiind că o mare parte a materiei necesare la BAC nu este încă studiată. Cei care, să zicem, vor avea un grad ridicat, să zicem, o notă mare la această simulare, s-ar putea la fel să fie, eu știu, aduși în situația de a crede, vai ce bun sunt, sau, adică s-ar putea la un moment dat să nu fie o notă reală, efectiv. Pe de altă parte, sunt subiecte care, apropo de simularea de bacalaureat, nu pot fi atinse și subiecte care sunt chiar importante ca pondere. Și nu mă refer numai la cele de clasa 12-a, care evident vor lipsi, ci la lucruri care chiar sunt, eu știu, partea de derivabilitate la 11-a sau de, eu știu, sisteme, adică lucruri importante din clasa 11-a care de-abia urmează a fi făcute. Se simulează mai mult, hai să spunem, un examen în sine și în niciun caz o etapă a învățării, un proces în care ei ar trebui să stea să gândească, să rezolve niște probleme, să fie capabil să facă ceva acolo, asemănător cu bacalaureatul. Doar simulăm, să spunem, procesul și în niciun caz examenul ca atare. Și simularea condițiilor de examen reprezintă cel puțin un disconfort pentru directori și profesori, căci în zilele de examen mai mulți dascăli vor fi mobilizați pentru supravegherea elevilor la simulare, procesul educațional fiind perturbat. Vom reveni în jurnalul 1 TV următor cu opinia elevilor vis-a-vis de introducerea simulării examenului de bacalaureat în clasa 11.